Salutare și bine v-am regăsit la o nouă rețetă. Astăzi o să facem o tocană de miel simplă, cu 5 ingrediente, dar foarte gustoasă. Așa că dacă v-ați săturat de clasica friptură de miel, vă invit să rămâneți alături de mine pentru a vedea cum se prepară această rețetă. Și dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, dați-mi un like, abonați-vă și apăsați clopoțelul pentru a nu pierde niciuna dintre viitoarele rețete. Pentru a pregăti această rețetă, o să avem nevoie de două conserve de roșii prunișoare, fără piele, între 800 și 1 kg de pulpă de miel, pe care am tocat-o în cubulețe de aproximativ 3 cm, 200 de grame de măsline Kalamata sau măsline de diferite culori, două fire de rozmarin proaspăt și o conservă de 300 de grame de ceapă murată. Începeți prin a pune pe ochiulara gazului, la foc mediu spre iute, o cratiță pe care o puteți introduce la cuptor. Adăugați în ea 2-3 linguri de ulei de măsline, rupeți frunzele de rozmarin și adăugați-le și pe acestea și prăjiți-le pentru aproximativ un minut. După un minut, scoateți rozmarinul din cratiță. Dacă mai rămâne puțin, nu are nimic. Și adăugați carnea de miel. Carnea de miel trebuie să o lăsați în cratiță pentru aproximativ 2-3 minute, până când acesta capătă puțină culoare. Între timp, scoateți sâmburii de la măslin. Când carnea de miel și-a schimbat culoarea, nu mai este roșie, adăugați ceapa murată, măslinele, după ce le-a scos sâmburii, amestecăm totul puțin, asezonați cu un praf de sare, doar puțină, pentru că măslinile sunt sărate. Adăugați și cele două conserve de roșii, prunișoară. Clătiți cu apă vasul în care au stat roșiile sau, dacă le-ați pus direct din conservă, puneți puțină apă în conservă, clătiți-o și adăugați și apa. Amestecați din nou totul. Rupeți puțin roșiile. După ce ați amestecat totul bine, dați drumul cuptorului la 170 de grade. Puneți capacul la oală și introduceți-o în cuptor pentru aproximativ 2 ore sau până când totul va deveni moale și lipicios, iar în tot acest timp asigurați-vă că mai puneți apă dacă este nevoie. Când au trecut cele 2 ore sau carnea noastră este foarte moale și sosul s-a îngroșat puțin, opriți cuptorul, asezonați cu sare și piper după bunul plac. Dacă vreți ca sosul să fie mai gros, mai lăsați fără capac în cuptor 10-15 minute până când sosul scade. Adăugați frunzele de rozmarin pe care le-am prăjit la început în uleiul de măsline deasupra. Puneți tocana în farfurii și serviți-o alături de pâine proaspătă sau o mămăliguță caldă. Aceasta a fost rețeta de astăzi, sper că v-a plăcut. Eu vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!